Hei, salutare! Astăzi o să transformăm simpaticul roboțel CuteBot în asistentul nostru personal. Adică o să-i atașăm un clește prinzător, îl vedeți aici, și o să-l trimitem să ne aducă ce vrem noi, piese, ce poate el să prindă. Ok? Va trebui să vedeți aceste două găuri, o să-l prindem cu șurubele și cu piulițe, aici o să ne jucăm un pic și de-a meșterii, iar mufa asta o să o prindem aici în spate, la pinul S1. Uitați așa. Și după aceea o să-l programăm. Să vedem ce iese. Ce ziceți? Pare interesant? În cutiuța cleștelui o să găsiți un adaptor de mufă, dar nu vă trebuie, și trei șuruburi cu piulițe. O să vă trebuiască doar două șuruburi cu piulițe. Al treilea set este de rezervă. Și aveți grijă că sunt destul de scurtuțe, o să vă trebuiască un pic de îndemânare să le prindeți acolo. Dar sunt sigur că vă veți descurca. Am uitat să vă spun. Voi trebuie și o șurubelniță, care nu vine în pachet, dar cred că găsiți prin casă o șurubelniță. Succes! Cam așa trebuie să vă iasă. Cleștele este prins cu cele două șuruburi aici și o să vedeți că nu mai încape să mai puneți în locașului senzorul ultrasonic de distanță. Uite, așa funcționează. Atunci când CuteBot-ul nu este alimentat, deci când este oprit, ne putem juca ușor cu motorașul, da? Îl lăsăm deschis. Nu vă jucați cu el atunci când CuteBot-ul este alimentat, că o să stricați motorașul. Și, după cum vedeți, cablul este prins la S1 cu firul maro în dreptul pinului negru. Ok? Acum ar trebui să-l vedem la treabă. I-am pregătit o piesă. Să se ducă, să mi-o aducă și să mi-o lase. Hai să vedem cum se descurcă. Și acum, CuteBot, adun piesa de Lego. Bravo! Așa trebuie să faci. Hei, acum a venit momentul să-ți arăt programul pe care l-a rulat CuteBot-ul puțin mai devreme. O să dureze destul de puțin pentru că sunt câteva instrucțiuni. Am făcut un program nou, se numește CuteBot Cleștela. Îi dăm create, bineînțeles, pe site-ul makecode.microbit.org. Cred că îl știți deja. Ok, odată ajuns și aici, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să adăugăm extensia de CuteBot. Dacă ați mai făcut programe cu CuteBot, cred că știți deja despre ea. Mergem aici în bara de căutare și scriem CuteBot, adică roboțelul simpatic. Îl găsim imediat. Ăsta este. Așteptăm un pic și ne-a adăugat instrucțiunile de control al motoarelor și de control al LED-urilor. Le vom folosi pe cele de control al motoarelor, dar mai întâi și mai întâi știți că mie îmi place să adăugăm un emoticon la început ca să știm că e programul nostru pe care l-am descărcat și că funcționează. Așa că mergem la Basic și adăugăm aici o iconiță, alegeți voi ce vreți, o inimioară, un văzut, eu o să pun un văzut. Și cum ați văzut în program, la mine CuteBot-ul pornea să-mi aducă piesa în momentul când apăsăm pe butonul A. Așa că mă duc la Input, adaug On Input Button A Pressed. Și vă amintiți ce mai făcea acolo? Mai întâi mergeam înainte, da? Merg la CuteBot, instrucțiuni pentru motoare, și merg înainte. Mai întâi mergeam înainte, imediat cum apăsam. Să știți, eu o să fac acum programul exact cum l-ați văzut, dar la voi s-ar putea să difere, pentru că depinde foarte mult de cât de încărcate sunt bateriile și de cât de departe este piesa pe care vreți să o aduceți. Așa că eu o să pun aici 60, am mers la 60% și am mers doar jumătate de secundă. De ce doar jumătate de secundă? Piesa era foarte aproape, nu voiam să-mi iasă din cadru, voiam să vedeți ce se întâmplă. Deci am mers înainte jumătate de secundă la puterea 60. Odată ce am ajuns în dreptul piesei, i-am spus cleștelui să se închidă. Asta am făcut-o tot de aici, CuteBot. Avem o instrucțiune mai jos, se numește Set Servo S1. Vedeți? Exact S1 este locașul unde ați înfi voi motorașul care închide și deschide cleștele, da? S1 sau S2. Dacă l-ați pus la S2, folosiți S2. Eu am pus S1. Și aici merge să punem între 0 și 90%. Nu vă sfătuiesc să puneți nici 90, nici 0, pentru că s-ar putea să dăm peste cap motorașul. Pentru închidere eu am pus 80.
Da? Aici clar puteți să folosiți 80 pentru închidere și, mă rog, puteți să folosiți 90, 80, 90 pentru închidere și 10 sau 0 pentru deschidere. Este un motor unghiular, de aia folosim grade. În funcție de cât de mult se rotește, da? La 90 sau la 0 grade. Bun. După ce am prins piesa, am stat un pic acolo, înainte să mă întorc, da? Așa că m-am dus și am luat pauza. Pauza, o știți, e la basic. Am stat o secundă pe loc și după aia m-am întors. Ca să mă întorc, m-am întors pe loc. Ați văzut ce frumos s-a întors cât botul pe loc. Ca să mă întorc, am folosit instrucțiunea unde, cred că am scăpat-o. Asta, prima. Și am spus, roata din stânga să se învârtă la putere 50 cu plus, iar roata din dreapta să se învârtă la putere minus 50. Ce se întâmplă? Când una se învârte în 50 înseamnă înainte, minus 50 înseamnă în spate. Când una se învârte în față și una se învârte în spate, cutbotul se va învârti pe loc. Atenție, această instrucțiune nu are, la fel ca prima pe care am folosit-o aici, timp cât să se învârtă. Așa că dacă îi punem instrucțiunea asta, o să învârtă la infinit. Și atunci trebuie să-i punem și lui o pauză. Duplic instrucțiunea de pauză sau puteți să luați alta și eu am pus aici 400 de milisecunde, un pic, la fel. În momentul când o să experimentați, o să vedeți dacă vă trebuie 400, 500, în funcție de cât de mult se învârte, în robotică experimentăm. Punem mai puțin sau mai mult până ne iese ce vrem. Așa, deci am spus să se învârtă pe loc un timp și după aia trebuie să-i spunem să se și oprească. Instrucțiunea, tot aici o găsiți, se numește Stop the car immediately, oprește imediat. Cele trei instrucțiuni au făcut cutbotul să se întoarcă cu fața în spate. Următoarea instrucțiune este să meargă până în punctul de unde a plecat. Adică folosim fix aceeași instrucțiune pe care am folosit-o la început. Go forward la putere de 60% pentru 0,5. Când a ajuns în locul de unde a plecat, trebuie doar să deschid cleștele. Așa că mă duc și iau set servo, instrucțiunea de aici, o duplic și în loc să-i spun 80, îi spun 10 sau 0. 10 am folosit eu. Ăsta este tot programelul. Dacă îl folosiți și voi exact așa, e posibil să vă iasă ca la mine, e posibil să mai trebuie ajustat pe la timp, pe la putere, pe la distanță. Vă distrați și experimentați. Asta este robotica până când vă iese să prindeți piesa. Oricum, ce vă sfătuiesc eu cel mai distractiv și băiatul meu Andrei chiar asta mi-a zis, că e cel mai distractiv să folosiți doi microbiți. Unul pe post de telecomandă, iar al doilea care să controleze microbitul. Și în felul ăsta puteți să duceți microbitul unde vreți voi și să ajungă lângă ce piesă vreți voi, să-l prindeți când apăsați pe butonul telecomenzii și să vă aducă înapoi. Sper să vă iasă, distracție plăcută la robotit.